Este timpul să ne bem frapeul ca la Neața. Hai să vedem ce. Da, e timpul, e 10 și un sfert. Fetele sau băieții? Ana va juca împotriva lui Florin, iar Ramona împotriva lui Răzvan. Încă un joc împrumutat de pe internet, dar care cu siguranță ne iese mult mai bine nouă. Cum e nouă. Jocul? Împrumutat? Împrumutat de pe internet. Dacă de asta ai venit doar ca să ne corectezi... Le sunăm noi pe fix. Da, vă mai chemăm. Vino de marți. De marți. Bun. Jocul e foarte simplu. Fiecare are la dispoziție un pahar din ăsta de unică folosință de petrecere americană. Așa. De beer pong. Trebuie să lovești în fundul lui și să-l pui pe... cap, cum ar veni. Dacă ai reușit, muți frapeul înspre tine o poziție. Asistenta mea vă demonstrează chiar în aceste momente. Dacă acum Ana reușește, își mută frapeul o poziție spre ea. Când ajungi la ultima poziție, ai dreptul să îl bei și rămâne frapeul tău gratuit. Adică atunci când ajunge pe punctul negru, frapeul este al tău. Da. Ce vreau, Aurică? Te rog eu, unde ești, mă? De ce nu te concentrezi? Dacă jucam pe o bere, să vezi cum dădeam, așa pe un sau frape. Pe o chichila. Bun, atenție, chichila mare, nu vă mai trebuie microfoanele, desigur. Vom începe în 5. După ce aflăm de unde ne sună Daniela pentru Ghiozdănel. Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața! Sărmâna, unde ești, în ce oraș? În Brașov. Minunat! Ai copii? Am doi băieți. Foarte tare, avem pentru voi o surpriză foarte interesantă. Surprizele vin de la Vector, sunt din gama Zipit, oamenii fac o treabă specială și ne scot din banal cu ghiozdanele noastre pe care le tot repetăm. Penarele și rucsacurile Zipit se găsesc inclusiv online pe gutuie.ro sau în magazinele Autograf. Pe cine pariezi? Cine crezi? Care crezi că vor fi mai buni astăzi? Băieții sau fetele? Fetele. Fetele! Bun, hai să vedem. Dacă frapeurile vor fi băute de fete, vei câștiga un ghiozdan din partea noastră. Mulțumim tare mult! Începem în 5, 4, 3, 2, 1, start! Da, Ana a mutat a prima, Ana. Răzvan și el mută la el. Ana, doi deja, dar Istei n-a greșit niciuna până acum în pauză, dar emoțiile se fac. Ana e la a patra! Se vede clar și vârsta, a pierdut Florin Istei. În mod ciudat, Istei emoționat. Pe probe, ce, e o surpriză sau de ce se enervează așa? A pierdut la toate jocurile de săptămâna asta. Da, dacă le demonstrez, le arăt bine pe toate. De-aia te-am adus. Cred că trebuia să joc mai încet un pic, să nu stric jocuri, Istei. Stai, mă, ce faci? Se vede cine a participat. Tu te iei după ăsta, deci lovești. Păi lovești. Așa, se ceartă cum se joacă. Acum tu. Dar la mine bate vântul. Păi nu-i părând, te să dați în același timp, că asta e faza. Da, așa am zis. Fii atent, păi atunci am pierdut. Păi și atunci cum știi care a câștigat punctul dacă dai în același timp? Dați-mă care vreți. Care... să mutați la poziție. Nu te vezi de treaba ta, că așa aș bea un frape. Da, dar văd că nu, ceva nu vă intră. Băi, hai să mai faci și noi o dată așa pe rând, că nu. Hai da. Mută Ramona. Păi nu, asta este reluarea la ce ați jucat voi. Stai că bate vântul. E clară treaba, Ana Baniciu a fost la mai multe petreceri decât noi toți ceilalți la un loc. Nu, e adevărat, Dănuțe, am fost în Asia Express. Corect. Și acolo a jucat... Da, toată ziua jucam numai de asta. E foarte clară treaba. Ah, dar și Florin a fost. Fetele au fost ciudat. Fetele au fost mult mai bune la jocul ăsta, deși aici va continua și pe pauză jocul. Tu ai câștigat Asia Express? Eu da. Cu Raluca, pe Ives, ți-ai răspuns sigură la întrebare. Vai! Ce am râs. Era la un pas și Florin. La vreo 3 pași. La vreo 3 pași era. Haideți să că încep răutățile. Aici ne cunoaștem prea bine, mi-am dat seama. Luăm scurtă pauză, vă dorim foarte mult soare, cum e soarele care mă bate acum pe mine pe ceafă și pe sacou. Acolo era. Și uite Ramona, încă un pas și ai câștigat un pahar gol. Măcar a câștigat Ghiozdan. E vineri, la ce oră avem voie să bem bere? La 12. La 12 abia? Hai să mutăm ora la 11, avem zi scurtă. Ne vedem în câteva momente, stați cu noi, suntem la Neața.